Salut, tauri! Voi face citirea pentru perioada 1-15 septembrie 2024 și voi începe cu o prezentare scurtă a aspectelor astrologice. Uranus este staționar și formează un trigon cu Pluto retrograd, aspect care se repete la o distanță foarte mare de timp, la 139 de ani, dă mai multă înțelepciune. Este vorba de Pluto aflat în Capricorn, intrat de curând, deci intră și el în Capricorn, și sau ultima zi în Vărsător, așa cum este din august rămas acest aspect, este vorba de cunoaștere, studii, călătorii, examene, unde vă puteți folosi înțelepciunea, vă puteți baza pe tehnologie, să vă dezvoltați acest aspect legat de tehnologie sau să vă fie utilă tehnologia, să aveți idei legate de dreptate, justiție, independență, libertate. Energia trigonului este valorificată printr-o configurație de triunghi minor în planeta focar Neptun retrograd. Pentru voi Neptun retrograd este și el într-un grad anaretic, la fel cum este și Pluto retrograd. Vorbim de relațiile voastre, relații cu prieteni, cu protectori, asociații profesionale, unde vă bazați pe schimbare. O schimbare în gândire, o schimbare în folosirea aspectelor sociale, în viețile voastre personale, legate de spiritualitate, de intuiție și de găsirea unor soluții neașteptate. Neptun retrograd este într-un sextil cu Uranus retrograd, astfel încât schimbarea, surprizele, sunt profunde în gândirea de generații, în gândirea voastră. Și totul este legat de relații, aceste schimbări vin în viața voastră, în relațiile voastre sociale, în relațiile voastre personale, cu noutăți tehnologice, cu visare, cu libertate. În 2 septembrie, Pluto retrograd este în Capricorn, așa cum am spus. De la ora 3 până în 12 octombrie 2024, el va fi retrograd în Capricorn. Capricornul pentru voi reprezintă o zonă a cunoașterii, a studiilor, a călătoriilor, unde aveți posibilitatea să vă asumați anumite responsabilități pentru viața voastră. Și de asemenea s-ar putea să primiți anumite informații legate de finanțe, de domeniul bancar. În 3 septembrie se formează o lună nouă la ora 4:56 în 11 grade și 4 minute fecioară. Este un timp bun pentru analiză, pentru organizare, organizare legată de ceea ce v-ar face pe voi fericiți, să aveți grijă de sănătatea voastră, de curățenie, de igienă, de creativitate. Deci este o muncă mai mult dedicată persoanelor la care țineți, poate fi vorba de un iubit sau de un copil pe care îl iubiți. Puteți face remedieri sau să găsiți soluții pentru a fi fericiți, pentru a vă atinge această fericire. Soarele este în conjuncție cu Luna și vă dă emoții, visare, vă folosiți intuiția, imaginația, dar această conjuncție Soare-Lună formează un sextil cu Jupiter din Gemeni. Aspectul favorizează
cunoașterea, curajul, creativitatea, comunicarea și mai ales atitudinea voastră față de resurse, de cum vă câștigați resursele, de cum acumulați aceste resurse. Relațiile sunt de dialog, schimb de opinii și de idei, totul fiind constructiv. Ascendentul momentului este în 20 de grade leu. Pentru voi, leul reprezintă familia, căminul, unde vă arătați în puterea voastră interna. Sunteți puternici, curajoși, dar și nobili, spirituali, loiali, fermecători. Vă folosiți de ajutorul celorlalți și vă oferiți să îi ajutați pe cei din familie. Sunteți preocupați de muncă, de resurse, de ceea ce de creația voastră. În 4 septembrie, Venus este în conjuncție cu Lilith și cu nodul sud retrograd în balanță, în 7 grade balanță. Favorizează farmecul, magnetismul, sunteți seducători, dar riscați relații nedorite. Venus este în balanță, este vorba de munca voastră, rutina zilnică, locul de muncă, unde aici trebuie să fiți prudenți legat de relațiile voastre, de atitudinea pe care o aveți față de colegi, de prieteni. Acțiunile vă pot lua din pripă și să nu aveți timp să gândiți, trebuie să luați niște decizii rapide, și poate să apară și tensiuni cu karma voastră, cu sacrificiile care vi se cer, cu secretele care vi se cer, vi se impun. Uranus este staționar și formează o quadratură cu Mercur. Acest aspect vă aduce legat de fericirea voastră, de ceea ce v-ar face fericiți, frustrări, schimbări, surprize apărute în resursele personale, în creativitatea voastră, puteți risca niște pierderi sau chiar să anticipați niște rezultate negative. Viitorul este legat de resursele voastre, și totul vi se pare negativ. În asemenea situație, este bine să vă asigurați o rezervă de resurse. Uranus va intra în mers aparent retrograd în 27 de grade, nu la ora, ci în 27 de grade și 14 minute, Taur. El va aduce schimbare în modul în care obțineți resursele, în modul vostru de a vă asigura confortul, de a încerca să acumulați pentru a avea o stabilitate. Puteți să vă organizați pentru a reduce cheltuielile și să vă doriți libertate, progres, dar aveți o conjuncție Lilith în conjuncție cu nodul sud, unde percepeți relațiile, vorbim de munca voastră zilnică, de sănătate, dar și echilibrul pe care îl percepeți legat de justiție, de dreptate. Relațiile pot fi provocatoare, să căutați echilibrul, frumusețea, atracția, să fiți totuși, să aveți, cum să spun, să vă bucurați de justiție, de dreptate. Să vă orientați spre destin, soartă, vorbim de acest aspect al lui Uranus.
fiindcă el aduce un aspect karmic și cu ceea ce ați acumulat din alte vieți, mai ales când acest aspect este legat de Lilith, care va aduce încercări. În data de 9 septembrie, Luna este în opoziție cu Uranus retrograd. Acest aspect va aduce nervozitate în contracte, din contracte, din asocieri, din procese, din relațiile pe care le aveți. Sunteți nonconformiști, rebeli, excentrici, arătați ambiție și aveți manifestări violente. Relațiile sunt tensionate. Din cauza nervozității riscați accidente, schimbări nedorite, vitalitatea este scăzută și aveți pierderi prin speculații. Mercur la ora 10 face ingresul în fecioară. Pentru voi fecioara înseamnă un domeniu al fericirii, ceea ce v-ar face pe voi fericiți. Creativitate, distracție, mișcare, sport, sau educația unui copil sau o iubire. Acest Mercur va rămâne în fecioară până în 26 septembrie. Unde căutați perfecțiunea, deci vă doriți o fericire care să fie perfectă, dar sunteți și critici. Vă organizați activitatea, munca, timpul liber. Sunteți ordonați, dați importanță sănătății, igienei, locului de muncă sau igiena la casă. În 13 septembrie, Venus este în trigon cu Jupiter. Vorbim de rutina zilnică și de resursele voastre pe care le obțineți din munca voastră zilnică. Acest lucru poate să aducă abundență, reușită. Este un aspect benefic, puteți să vă atingeți scopurile, să vă folosiți de diplomație cu ușurință, să legați prietenii, sunteți bine dispuși. Dar și aveți o tendință de a cheltui mai mult decât de obicei, relațiile sunt benefice. Acum vom vedea ce spune tarotul pentru voi. La baza pachetului avem forța, puterea voastră de a îmblânzi o situație, de a ține sub control o situație dificilă. Este vorba de un 8, poate fi și o dată de 8 septembrie. Vă doriți schimbare, o schimbare care să vă ducă spre armonie în familie, în cămin, spre înțelegere. Chiar dacă nu aveți banii pe care vi-i doriți, încercați să vă descurcați cu ceea ce aveți și chiar dacă trebuie să țineți de acești bani, veți reuși să vă și distrați. Avem aici o distracție, o reuniune în familie. Să vedem ce spun și cărțile, da? Deci, voi, fericirea voastră și cunoașterea, studiile, călătoriile. Iată că legat de voi s-ar părea că sunteți în așteptare, așteptați să primiți un răspuns. Poate unii dintre voi așteptați să primiți un răspuns legat de un alt loc de muncă sau un răspuns legat de un împrumut. Va trebui să mai așteptați.
Legat de fericirea voastră, s-ar părea că sunteți destul de nemulțumiți, vedeți că nu aveți banii pe care vi-ați dori pentru a oferi celor din jur sau pentru a vă oferi și vouă și acest fapt vă face nemulțumiți, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă puteți fi tentați să intrați în diferite speculații financiare cu acest paj de monede și aceste speculații să vă aducă pierderi. În ceea ce privește o călătorie sau un concurs, un examen, s-ar putea să câștigați un examen și acest examen să vă aducă o schimbare în resurse, să primiți bani, bani care să vă permită să vă achiziționați o casă, o mașină. Dă un aspect foarte benefic acest as de monede. Vorbim de resursele voastre, de muncă, de rutina zilnică, sănătate și de carieră. Legat de resursele obținute prin munca voastră, aveți aici turnul. Am putea spune că o construcție pe care ați făcut-o se dărâmă. Poate fi vorba de un proiect la care ați lucrat foarte mult și acum nu primiți rezultate, nu primiți bani, nu primiți absolut nimic. Pierdeți. Sau poate să fie o speculație financiară care să vă aducă o pierdere foarte mare. În ceea ce privește munca zilnică, rutina zilnică sau chiar locul de muncă, sănătatea, ceea ce faceți zilnic, aveți o regină de spade. S-ar putea să fie vorba de o șefă de la locul de muncă, o colegă, o femeie matură, o femeie care are ascendent, zodie sau lună plină în balanță și poate să puteți discuta cu ea, puteți să vă folosiți tactul, diplomația pentru a comunica, pentru a avea o relație benefică, dar încercați să nu intrați în viața ei personală, fiindcă această regină de spade poate să vă țină și la distanță. Lumea vine în poziția carierei pentru voi. Această carieră vă deschide o perspectivă, un talisman al norocului, lumea, o schimbare profundă, o schimbare care depinde numai de voința voastră, o schimbare în gândire, în mental, în creativitate, în idei, în comunicare, în relații, în sentimente, energie, vitalitate, totul depinde numai de voința voastră și de această protecție divină, acest șarpe cosmic care va aduce această protecție. Vedeți, avem aici sus un 21, vorbim deodată de 3, când poate că aveți un răspuns la un examen pe care îl dați sau la un concurs. Vorbim de comunicare, contracte, și relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, aveți aici cumpătarea. Preferați să echilibrați situația, să analizați forțele care intră în joc, astfel încât să țineți totul sub control, să aveți contact tot timpul cu aceste persoane, astfel încât să puteți să vă ajungeți acolo unde vă doriți sau să vă aduceți persoanele pe care le doriți în puterea voastră. În ceea ce privește un contract, o asociere, un proces, o relație cu partenerul de viață, dar mai puțin de relații de iubire, aveți aici un as de spade, 1. Arată spada, spada care poate să aducă rațiunea în viața voastră după o perioadă lungă de stagnare, spada care poate să impună în viața voastră să vă facă dreptate, să pedepsească pe cei incorecți, să-i ajute pe cei drepți, este acest as de spade. În ceea ce privește relațiile voastre, s-ar părea că primiți o veste de la un prieten, de la un protector, o asociație profesională care vă aduce într-o stare de
foarte dificilă, fiindcă nu veți găsi să dați un răspuns. Este ca un fel de blocaj mental. Nu găsiți o soluție, nu găsiți ce să răspundeți. Este bine să vă, am putea spune, deconectați, să vă recreați puțin, să vă eliberați din punct de vedere al mentalului, astfel încât să puteți găsi o soluție, fiindcă veți reuși dacă lăsați această teamă deoparte, fiindcă acest 8 de spade poate să reprezinte și o teamă de ceva. Dacă ne uităm la comunicare, este vorba de un număr. Eu n-am prea discutat aceste numere, fiindcă v-am făcut legat de numerologie. Tarotul este legat de numerologie, bineînțeles, dar dacă revin puțin, legat de resursele voastre, vedeți că aveți un 16, asta înseamnă o dată de 7. 7 septembrie, când poate să aibă loc un eveniment nedorit în resursele voastre, dar legat de un succes în carieră, în menirea voastră, este legat deodată de 3. În ceea ce privește comunicarea voastră cu frați, surori, într-o dată de 5 vecini, veți putea să aveți o atitudine astfel încât să valorificați această cumpătare a voastră. În ceea ce privește familia, voi vreți să luați o șansă. După o perioadă lungă de stagnare, acest nebun, sunteți voi, omul care este sătul de stagnare și vrea să facă ceva, să înceapă ceva. Nu sunteți pregătiți pentru ceea ce vreți să faceți, dar veți merge mai departe cu speranța că veți face totul cu inimă curată și divinitatea o să vă ajute. Sperați la acest ajutor. Știți că ceilalți nu vă ajută, nu vă puteți baza pe nimeni, dar totuși sperați să nu aveți probleme, mai ales că acest nebun presupune și riscuri, riscuri pe care le cunoașteți, riscuri pe care vi le arată și prietenul vostru patruped. În ceea ce privește schimbarea, transformarea, este eremitul. Vă transformați într-un eremit, un filozof care știe să se protejeze, știe să vadă prăpastia în întuneric cu acest felinar, știe să-și verifice fiecare pas pe care îl face și, bineînțeles, știe că tăcerea este de aur. El preferă să asculte, să analizeze și nu va acționa, va prefera să gândească, să se organizeze și să analizeze totul. În ceea ce privește karma voastră sau sacrificiile, secretele voastre, sănătatea, datoriile, s-ar părea că aveți cam tot ce vă trebuie pentru a ieși din aceste blocaje, de un aspect destul de benefic. Aceasta a fost citirea pentru voi. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc.